Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni. Astăzi vorbim despre luna nouă din 10 martie. Voi detalia subiectul pentru fiecare zodie în parte, pentru că la previziunile generale ale lunii martie am vorbit mai mult despre eclipsă. Nu uitați că pe Patreon v-am făcut la cererea voastră un material din două părți, unul cu astrograma lui Navalny și celălalt cu harta zilei morții acestuia. Și stelele fixe malefice care au prevestit asta. Este important să vedeți că totul este scris în stele. Și tot pe Patreon am început să vă dezvolt subiectul stelelor fixe. Cele mai importante într-o secțiune specială, să spun așa, tocmai ca să înțelegeți cum ne este scris destinul. Revenind acum la luna nouă. Ea se mai numește a fi Neptuniană și are loc la 20 de grade și 16 minute pe energie de pești. În această zi nu se fac operații chirurgicale, intervenții chirurgicale, nici măcar cele la dentist. Ziua are semnătură astrală de scorpion, adică avem 5 semne fixe și 4 semne de apă. Elementul dominant este apa, cu peste 37%, iar ca planete dominante, avem Neptun pe primul plan, apoi Uranus și Pluto. Soarele este în conjuncție cu luna în energie de pești, la aproape 20 de grade, v-am mai spus, și Saturn și Neptun sunt și ele acolo, dar la alt grad. Aveți harta pe ecran, oricum. Această zi este o zi specială ușoară energetic în care energia de apă a peștilor este simțită din plin. Ce energie vom simți? Păi vom simți cea de noi începuturi. Sigur, în urma unor finaluri, adică scăpăm de energia neclară din viața noastră și vedem șansele ce ni se așternă în față. Trebuie să ne încredem în Univers în cursul natural al energiilor, al lucrurilor. Știți cum este ca un fel de schimb de energie, ce ne este cerut de Neptun și de energia peștilor. Adică dăm ceva și primim ceva în loc. Și pentru că este luna nouă și pe ultimul semn din zodiac, adică pești, casa 12 care este o casă karmică, Asta spune că oricum ceva se va termina, tocmai ca să ne dea șansa să începem altceva mai bun. Planeta Neptun în sine ne învață cum să înțelegem natura firească a lucrurilor, ne învață cum să mergem cu valul și niciodată împotriva lui. Și cu siguranță că aici avem și un mesaj de la Univers pe care trebuie să-l înțelegem. Este vorba despre acea zonă din viața noastră asupra căreia nu avem niciun fel de control la acest moment și de aceea trebuie să lăsăm natura să-și urmeze cursul firesc. Fiecare zodie pe domeniile casei astrale unde se așează luna nouă. Și să nu uităm că înainte cu o zi de această lună nouă avem un aspect destul de dificil de cuadratură între Marte și Uranus. Adică așa un fel de încleștare de forțe între a fi liber și rebel și a face lucrurile, a acționa. Mai concret, înainte de luna nouă, cu toții ne vom dori o libertate bruscă în viața noastră, dar nu vom ști cum să acționăm, la modul concret, ca să o obținem. Și dacă ați ascultat previziunile generale ale lunii martie, ați înțeles că toți ne-am cam săturat de ceva anume și ne dorim altceva. Adică undeva s-a umplut paharul pentru fiecare dintre noi. Și foarte mulți, înainte de această lună nouă, o să terminăm cu ceva, o să renunțăm la ceva și o să facem o importantă schimbare. Adică o schimbare în sensul obținerii unei libertăți mai mari. Și pe 10 martie vine și luna nouă care spune, bravo, ai terminat ce nu-ți mai place sau nu-ți mai trebuie, ei, și acum este timpul de noi șanse și noi oportunități. Deci este ca o fel de energie de recompensă, să-i spunem așa. Dar este un răspuns la dorința noastră, da? Nu este așa o energie bruscă, ce taie ca o lamă ceva din viața voastră. Nu, este ceva ce am dorit să ni se întâmple. Ei, să vedem acum ce se întâmplă fe pentru fiecare zodie în parte. Zodia Berbec, dragii mei, pentru voi planeta Marte pic, pică în casa 11. A prietenilor, anturajul, planurile de viitor lung. Deci, aici veți simți voi că trebuie să vă eliberați de ceva, de cineva. Aici veți simți o energie masculină și foarte individuală a lui Marte. Iar această energie spune că ceva trebuie să se termine pe zona casei 11. Iar luna nouă vine cu recompense apoi pe casa 12. Deci are legătură cu subconștientul cu vindecarea cu traumele de natură karmică ce sunt transmise din generație în generație. Deci vindecarea asta a voastră are legătură cu un prieten? Poate că trebuie să renunțați la el, nu știu care, pentru că are o vibrație joasă ce vă îmbolnăvește sau vă influențează negativ. Sau poate are legătură cu un plan mai vechi, plan de viitor care nu a fost realizat sau acum vedeți că este irealizabil. Deci eu spun că este o energie vindecătoare minunată pentru că după această lună nouă, o să vă simțiți așa mai ușor, ca un fel de pană liberă în vânt sau pe un val important de apă. Deci, atenție la Casa 11, care implicit aduce vindecări ce țin de Casa 12. Taur, pentru voi. O să simțiți nevoia să vă eliberați, să schimbați domeniul casei 10, cariera și statutul social. Deci, acolo acționează Marte cu putere. Ceva nu vă mai place aici. Parcă nu vi se mai potrivește, parcă nu vă mai satisface și simțiți un dor de libertate. Deci, doriți să vă eliberați de niște lanțuri și unii poate chiar vă doriți propria afacere. Orice ar fi. Impactul lunii noi se va vedea în casa 11 pe grupuri sociale și pe planuri de viitor îndepărtat. Adică, din pricina faptului că vă doriți un alt drum în carieră, un alt cel de viață, să spunem, o să primiți noi șanse de la Univers în domeniul țelurilor și planurilor voastre de viitor. Și chiar dacă nu lucrați, deci nu sunteți angajați, casa 10 mai înseamnă felul cum sunteți văzuți de ceilalți. Și asta vă poate aduce un nou statut social. Nu știu, unul de șef poate, unul de pensionar, unul de întreprinzător și nu de angajat. Și asta, sigur că da, va atrage alte planuri de viitor pentru voi. Zodia Gemeni, pentru voi acea energie de liberare de care vă spuneam, la început are loc pe Casa Nouă, adică are legătură cu străinătatea, cu credința, cu studiile înalte, cu expansiunea minții voastre, într-un cuvânt. Deci, ceva se întâmplă cu mintea și cu perspectiva voastră. Simțiți nevoia de mai mult sau de o eliberare față de ce știați voi până acum și doriți și o concretizare, o aplicare ce va fi dată de planeta Marte, care vrea concret să facă lucruri, da? deci nu le ține la stadiul de dorință, acționează. Așa că puteți fi activ în studii, în călătorii, sau puteți activa foarte tare conexiunile voastre cu lumea largă, dar și cu divinitatea. Ei, și toate astea o să vă afecteze munca, pentru că luna nouă se așează la voi pe carieră. Deci această schimbare de viziune, de gândire, de expansiune a perspectivei voastre, o să se reflecte automat în cariera voastră. Mulți vor renunța la jobul actual. O să doriți practic altceva și cu siguranță mai bun. Deci tot ce era vechi se va schimba și veți primi astfel noi șanse și noi oportunități de la Univers. Schimbările vor veni în mod firesc. Pentru că așa le simțiți, și așa este stadiul actual la care ați ajuns. Și se vor vedea inclusiv pe zona de statut social sau cum sunteți voi văzuți de alții. Zodiarac. Eliberarea. Libertatea. Voi o să o simțiți pe Casa 8, care este o casă karmică profundă de transformare și de regenerare. Unii o să simțiți nevoia să vă eliberați, nu știu, poate de un credit. Alții de o legătură intimă defectuoasă. În general, știți chestii adânci plutoniene. Dorința de libertate va fi mare și veți face pașii în acest sens, în această direcție. Este ca și cum sufletul vostru vă cheamă spre schimbare. Același lucru se va întâmpla și cu banii pe care îi aveți în comun cu altcineva. Și probabil că veți simți nevoia de mai multă independență, mai multă libertate, adică ce să faceți voi cu banii voștri. Și imediat cum o să începeți să acționați pe această zonă a casei 8, vine și Universul în ajutorul vostru, cu luna nouă în casa 9, ceea ce spune că Mintea voastră va primi impulsuri noi, idei noi, noi șanse să vă extindeți gândirea prin credință, prin călătorii lungi, printr-o nouă viziune de viață față de domeniile nevăzute ale lumii. Orice ați reușit să rezolvați în Casa 8, adică să terminați cu vechiul mod de gândire și de acționare vă împinge imediat spre expansiunea mentală a casei nouă. Casa 8 este în egală măsură și casa morții și a renașterii. Și din pricina lucrurilor care se întâmplă în viața voastră pe această zonă, o să vedeți că o să vă ducă imediat spre o nouă gândire mai avangardistă, mai cuprinzătoare despre univers. Noile perspective aduc vindecare interioară. Orice călătorie pe care o faceți acum va avea legătură cu un sfârșit, de orice fel, și va avea legătură cu vindecarea sufletului vostru. Zodia Leu, locul unde voi vă doriți eliberarea și libertatea, este cel al relațiilor. Casa 7, adică relațiile unul la 1 unu asumate de voi. Aici vă doriți libertate și un alt fel de conexiune. Fie că vorbim de căsătorie, sau de un partener, sau de un client, sau chiar de dușmanii cunoscuți. Deci, simțiți nevoia să acționați în acest sens și să vă luați o povară de pe cap, din inimă. Marte, în Casa 7, solicită cu tărie și uneori cu violență, mai multă independență în relații. Deci, Marte bate cu pumnul în masă, nu mai vrea compromis. Vrea ca parteneriatele să fie egale, adică atât cât dați, atât să și primiți. Și luna nouă se așează pe casa voastră, 8, deci este într-un nivel psihologic, adânc, intens și profund. Schimbările din casa relațiilor vă vor ajuta să vă schimbați la nivel psihologic, să simțiți altfel să beneficiați de o favorizare a sorții sau de câștiguri sau de noi proiecte comune cu cineva. Deci este o energie transformatoare care în final va aduce noi șanse și o să vedeți că o să vă fie mai puțin frică de transformările ce vă apar în viață. Zodia Fecioară La voi libertatea cerută de Marte va fi pe casa 6, deci muncă și rutină zilnică și sănătate, stil de viață. Poate vă doriți altă muncă zilnică, una mai liberă, mai sănătoasă, ca mediu de lucru. Poate cu mai, mult, mai puține responsabilități și mai multă libertate. Poate un nivel de viață mai crescut sau chiar mai sănătos din punct de vedere fizic. Oricum, ceva trebuie să se schimbe pe aceste domenii ale casei 6. Ceva trebuie să plece. Și după ce începeți să faceți asta, luna nouă se așează pe casa voastră 7. Adică, o altă persoană care apare în viața voastră. Asta poate să însemne un partener nou de afacere, un partener pe plan personal, adică o șansă și o oportunitate pe relații în general. Și veți avea și mai multă claritate în relații, ceea ce este eliberator. Adică știți cu cine dansați, cum se spune, nu? Când ceva pleacă energetic vorbind. Imediat locul se umple cu altceva mai bun sau mai actual. Și mereu eu v-am spus să nu vă fie frică de finalizări. Ele sunt firești și cu siguranță că aduc ceva mai bun în viața voastră. Deci, este obligatoriu să vă schimbați rutina zilnică, să aveți un program mai lejer, mai liber sau mai sănătos sau ceva inedit ce nu ați mai făcut până acum. Și o să vedeți că imediat apar și șansele ce țin de relații. Balanța Libertatea pe care o solicită Marte pentru voi va fi în casa 5. A romantismului, a creației, a riscului, a plăcerilor și a copiilor. Este o energie minunată, pentru că este în trigon cu energia voastră personală. Și o să vă doriți poate mai multă distracție, poate mai multă plăcere, poate mai multă libertate. Este important să vă serviți propriile voastre nevoi și nu ale altora, cum faceți voi de obicei. Poate fi vorba despre o poveste de dragoste, mai ales că Marte face cuadratură cu Uranus în casa 5. Deci, aduce ceva brusc, neașteptat sau non-conformist. Orice eliberare și schimbare a vechiului pe zona Casei 5 va aduce oportunitatea lunii noi pe Casa Voastră 6 de rutină zilnică, de stil de trai și de creativitate. Pentru că veți avea mai multă imaginație, mai multă plăcere de a lucra altfel sau a trăi altfel. Deci, schimbarea din Casa 5 se va repercuta într-un nou stil de viață, o altă rutină, probabil mai sănătoasă și mai actuală. Pentru că dacă Marte va aduce pe cineva în viața voastră romantică, asta cu siguranță că vă va schimba stilul de viață, programul și munca. Scorpionul Planeta Marte, războinicul zodiacului, vrea schimbare și libertate în casa 4, deci pe cămin, familie și locuință. Poate că vă doriți să fiți mai activi în această casă, în casa voastră unde locuiți, în problemele domestice sau cum munceți de acasă sau poate vă cumpărați sau poate vă vindeți o casă. Chestiuni din acestea. Poate fi vorba de asemenea de o schimbare la nivel emoțional ce are legătură cu părinții sau cu membrii familiei în general și sigur că da, vă avantajează independența. Odată ce ați făcut asta, divinitatea vă ajută prin această lună nouă ce se așează pe casa cincea distracției, a plăcerilor și a creativității. Deci, este posibil ca, odată ce ați scăpat de o veche iubire, să spunem, cu siguranță că altcineva apare la orizont ca să umple locul rămas liber. Partea asta romantică a vieții voastre va fi nouă și mult schimbată față de ceea ce ați avut până acum. Dar, așa cum am spus la început, totul vine în mod normal. Adică, asta simțiți și voi că trebuie să se întâmple, pentru că energia de pești este compatibilă cu voi și veți merge cu valul, cum se spune, spre mai multă independență. Săgetătorul. Pentru voi, Marte, acționează cu curaj pe zona casei 3, deci comunicare, gândire, rude, drumuri scurte. Aici voi vă veți dori mai multă libertate de gândire și de acțiune. Deci aici, pe aceste domenii, are loc quadratura cu Uranus, deci pe zona socială apropiată vouă. Și probabil că aici vor fi și ceva certuri sau măcar bătălie de ego -uri. Ei, bătălia aceasta pentru voi înseamnă obținerea unei mari independențe, unei mari libertăți. Este ca și cum ceva a umplut paharul și voi spuneți, gata, mi-a ajuns, până aici a fost. Și o să acționați în mod diferit de până, decât până acum. Adică, altfel decât erau cei apropiați, vă obișnuiți, da? O să fie și ei uimiți. Iar această schimbare va afecta domeniile casei 4: căminul, emoția, eliberarea de un trecut. Și pentru că v-ați răzvrătit, v-ați susținut poziția cu tărie, emoțiile voastre vechi și proaste din trecut, adică, nu știu, poate că ceea ce voi numeați securitate în trecut, ei, astea toate se vor termina. Și vor fi înlocuite cu altceva, cu altceva mai nou și mai bun pentru voi. Vindecarea va fi pe ceva din copilărie sau din educație sau dintr-o gândire veche, tradițională de familie. Este ca și cum vă schimbați din rădăcini. Nu este ceva superficial sau ocazional. O să vedeți că multe. Din bagajele voastre de gândire veche și proastă, o să le aruncați din această mașinărie a vieții. Totul va avea legătură cu părinții, cu rudele apropiate, cu căminul vostru în general, cu o comunicare reală, adică cumva veți spune lucrurilor pe nume. Unii chiar puteți să schimbați casa unde locuiți. Și să mergeți undeva unde. Vă simțiți mai în siguranță sau mai liberi. Zoria Capricorn, pentru voi, Casa a doua a banilor și a valorilor materiale, va fi cuprinsă de dorința de schimbare și de libertate. Planeta Marte vrea mai multă independență materială, poate mai multă acțiune prin proiecte, poate ceva mai multă agitație. Vă doriți mai multă valoare personală, mai multă încredere în voi, în viitor. Mai multă securitate sau mai multă independență financiară, de obicei, și sigur că da, veți alerga pe calea aceasta. Din aceste motive sau motivații, sigur că da, ceva se va schimba în bine. Apare luna nouă care vă va afecta casa 3, a gândirii, a persoanelor apropiate, a șanselor și a oportunităților. Deci, recompensa voastră pe aceste zone va fi: vi se va schimba comunicarea, gândirea, logica. O să vedeți că o să fie alta, perspectiva o să fie alta, cuvintele vor fi vindecătoare și informațiile folositoare. Iar Neptun vă poate face mai artistici decât sunteți, pentru că voi oricum nu prea sunteți, așa nu? Vă puteți ierta mai ușor pe voi, dar și pe cei de lângă voi. Vărsătorul. Casa voastră personală va fi afectată în mod direct. Deci, o să vă doriți libertate personală pe Casa 1, pentru că Marte în Casa 1 exact asta vrea. Asta solicită. Libertate de la exprimare, la felul cum arătați, cum vă îmbrăcați, ce relații intime aveți, până la lucrurile mai complexe de viață. Iar Uranus aduce chestiuni bruște care o să vă împingă spre această independență, spre rebeliune. Unii poate tăiați din rădăcine niște relații vechi și toxice, alții tăiați de la rădăcine un vechi mod de lucru, de muncă, sau pur și simplu apar niște evenimente care să vă îndrepte spre asta. Și voi le veți primi cu brațele deschise pentru că. De ceva vreme simțiți nevoia unei astfel de schimbări. În plus, vă veți simți mai energiți și mai cu multă încredere în voi că puteți să schimbați cu adevărat lucrurile. Și recompensa vine de la luna nouă ce se așează pe casa voastră doi, bani, proprietăți și asta înseamnă șanse noi și noi începuturi aici. Deci, orice schimbare personală faceți, orice decizie personală importantă pe care o luați, implicit, răspunsul Universului vă va afecta pozitiv pe bani și pe valorile personale, prin noi șanse și noi oportunități. Astea toate vă vor mări încrederea în voi, în ce puteți realiza prin schimbările personale la care v-ați angajat. O să dispară insecuritatea, o să vă asumați responsabilități, și simțiți că parcă v-ați luat viața în propriile mâini. Și Zodia pești, Marte vă încurajează pe domeniile casei 12. Este o energie sporită la voi, pentru că luna nouă se așează chiar pe casa voastră. Marte vă face neliniștiți, dar la modul pozitiv. Puteți să săriți în ajutorul cuiva apropiat, puteți fi mai empatici, dar mai curajoși în acțiuni. Trebuie să fiți conștienți de ce se află în subconștientul vostru și ceea ce nu vă face bine să schimbați, să renunțați și să vă eliberați de trecut. Este o bătălie pe care Marte vă împinge să o duceți, adică voi cu voi undeva în adâncul vostru în subconștientul vostru. Doar așa poate să intervină eliberarea de vechiule obiceiuri proaste, de vicii, de traume, de suferințe. Este ca și cum o veche identitate a voastră se schimbă și se înlocuiește cu una nouă și mai de actualitate. Pentru că luna nouă se așează pe casa voastră unul cea personală și aici vin oportunitățile. Deci, odată cu schimbările făcute în casa 12, vine recompensa unui nou voi, unor noi șanse despre voi și despre viața voastră personală. Acum vreau să vă spun câte ceva despre simbolul Sabian, al acestor 21 de grade pești care, vedeți în imagine, este un mielușel alb, un copil și un servitor chinez. Iar îngerii care guvernează acest grad sunt îngerii succesului. Ei, ce spune asta? Păi, simbolul este unul al diviziunii, al diversificării muncii prin care orice realitate generală este întâlnită de om în existența sa cotidiană. Deci, omul trebuie să învețe că nimic nu acționează așa de unul singur, singular. Acest chinez înțelept supraveghează un copil care aleargă după un mielușel. Deci, poate că este nevoie de un grad neobișnuit de înțelepciune și de încredere pentru a înțelege că viața este de fapt un câmp nelimitat de talent și de autodescoperire. Este vorba de fapt despre împletirea mai multor experiențe de viață, adică mai multe stadii de viață care împreună formează un tot unitar. Treimea aceasta formată de un înțelept, un copil inocent de deci știnerețea și un animal nevinovat, ele trebuie să fie mereu interconectate și înțelese. Și fiecare dintre noi înțelege acest trio în felul său. Și asta implicit ne duce pe fiecare pe un alt drum de viață. Ritualul de lună nouă îl aveți pe Patreon la secțiunea de ritualuri. Dar pe scurt vă spun așa că aveți nevoie de o foaie de hârtie, un pix, tămâie, fumigație, salvie de preferință sau orice element ce poate să curețe camera unde faceți ritualul mai aveți nevoie de o lumânare parfumată, mov de preferință, sau dacă nu aveți lumânare mov, atunci o hăinuță mov pe voi, sau un cristal ametist lângă voi, pentru că este culoarea acestei zile. O să vă scrieți pe o hârtie dorințele unui nou început și asta o să țineți cont de direcția domeniilor unde vi se așează la fiecare luna nouă. Aveți oricum ritualul complet pe Patreon, dar știți ce v-am spus de fiecare dată, că fiecare puteți să vă faceți propriul vostru ritual, ținând cont, sigur că da, de elementele de bază. Suplimentar vă spun și vă rog să rețineți că în această zi celor care le-am făcut astrograma și v-am spus că aveți niște talente karmice de clar audiție, visați lucruri, și apoi vi se întâmplă clar viziune, aveți pre premoniții, aveți deci niște calități subtile. Ei, și veți simți în preajma acestei zile aceste calități, sau abilități să le spunem așa, trebuie să țineți cont de asta. Deci, luna nouă, cât și Neptun, o să acceseze toate aceste sensibilități cu care ați fost în zestrați, adică acel al șaselea simți pe care trebuie să învățăm să-l dezvoltăm, adică să-l accesăm în mod corect, nu? pentru că nu, nu degeaba ne-a fost dat de către Univers. Și cum o să simțiți asta? Păi, unii o să vă simțiți somnolenți, neatenți, alții o să visați așa cu ochii deschiși, Practic, gândurile voastre o să o ia în direcții pe care nu le puteți controla. O să vă conectați mai ușor, poate, cu evenimentele din trecut, fie că sunt din copilărie, fie că sunt karmice. O să anticipați niște răspunsuri sau niște întâmplări, dar le, le vedeți rezultatul cum ar veni. Veți fi mai intuitivi, mult mai intuitivi decât de obicei. Deci, dacă simțiți oricare dintre aceste manifestări, acesta este un semnal că trebuie să lucrați cu voi, să vă dezvoltați zestrea pe care Universul va a transmis-o din generație în generație, la naștere. Și cum să lucrați? Păi mă conectați pe e-mail și facem trezirea, facem lecțiile împreună. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile. Pentru iubitorii de astrologie, de magie, vă aștept pe Patreon, unde aveți sute de alte materiale și primiți în avans informațiile lunilor ce vin, inclusiv răspunsul tarotului la întrebările voastre. Tot pe Patreon vă pun și materiale interzise pe rețelele de socializare, pentru că ele ne răspund la multe întrebări actuale. Linkul de abonare îl găsiți pe ecran sau sub ecran la rubrica de explicații. Vă pup!